Un apel la numărul unic de urgență 112 a alertat serviciul ambulanță că pe drumul național care leagă localitățile Agigea și Eforie Nord s-a produs un accident rutier. La prima vedere s-ar părea că este vorba despre un accident în lanț, fiind implicate 3 autoturisme. Deplasați la fața locului împreună cu polițiștii serviciului rutier, medicii de pe ambulanță au acordat îngrijiri medicale unei femei, care prezenta un traumatism toracic, în timp ce alte 3 persoane minore prezentau răni ușoare care nu au avut nevoie de o atenție deosebită. Polițiștii au deschis dosar de cercetare pentru stabilirea exactă a cauzelor accidentului.